Ce mai puțin, dar mai eficient este varianta în care Uniunea va opera, adică Uniunea Europeană va opera cu o agenda redusă la domenii, cu beneficii clare, inovația tehnologică, comerțul, securitatea, imigrația, frontierele și apărarea, lăsând în seama statelor respective dezvoltarea regională, sănătatea, ocuparea forței de muncă sau politica socială. De aici vă propun, domnule profesor Andrei Marga, să demarăm discuția noastră cu Impasul Uniunii Europene, dacă există vreun impas, deși în mod sigur există, pentru că în această emisiune de foarte multe ori ați făcut referire la acest lucru, ați și avut niște atenționări foarte clare, alerte cum se practică în domeniul afacerilor externe, unde ați fost și ministru, care este cel mai mare impas al Uniunii Europene la ora actuală. Bine, în pasul, ca să facem și puțină istorie, să o să facem mai clare lucrurile, a început când s-a respins proiectul de Constituție al Uniunii Europene de către Olanda și Re Franța prin referendum. Atunci, decidenții de la Uniunea Europeană, practic, au abandonat proiectul inițial. Proiectul inițial care era, scurt spus, era de a reuni în Uniunea Europeană națiuni, de a le organiza apoi în instituții specifice ale Uniunii, pe un principiu, principiul subsidiarității. Un principiu străveiți, s-a valorificat în sfârșit, într-o organizare europeană, principiul și acesta ce însemna? Însemna o organizare care delegă putere cât mai multe spre nivelele mai joase. Deci, de la nivelul Uniunii spre națiuni, de la națiuni spre regiuni, de la națiuni spre autorități locale. Deci, cam așa era schema. Această schema a fost abandonată și mai cu seamă pe fondul ascensiunii neoliberalismului în lume, pe fondul globalizării, până la urmă, s-au adoptat soluții mai tehnocratice, mai concentrate pe competitivitatea economică, lăsându-se puțin, lăsându-se în umbră celelalte aspecte, racordurile constituționale, adoptarea Constituției Europei, racordurile politice externe, racordurile chiar de securitate. Acestea s-au intrat în umbră. Sigur, uh, <coughs> Între timp, Uniunea de asemenea a făcut doi pași greșiți, după părerea mea. Unu, a preferat extinderea în răsărit, dincolo de România și Bulgaria, unei integrări mai solide, a ceea ce este. Aici chiar Helmut Schmidt a spus N-are rost să ne ambalăm într-o nouă extindere până nu integrăm ceea ce este. Ori s-a mers pe varianta inversă, ambalarea într-o nouă extindere. Adică nu calitativ, cantitativ. Exact, mai da. trebuie spus aici că acestea a coincis și cu trecerea de la administrațiile, de la guvernările Jacques Delors, Romano Prodi, care au, să spun direct, cinci oameni cu viziune, unii oameni care priveau profund Europa, s-a trecut la o Europa condusă de tot felul de birocrați și vedem și astăzi unde se, uh, se, ajunge. A doua eroare a fost uh, oprirea procesului de democratizare a Uniunii Europene. Acum am spus mereu, democratizarea Unii Europene s-a oprit, de fapt, la alegerea unui parlament care nu poate emite legi, Parlamentul European nu emite legi la ora actuală, putem discuta multe aspecte, pe de altă parte, democratizarea s-a oprit la așa numită democrație interguvernamentală, adică la discuția din Consiliul European, unde participă un reprezentant al, al fiecărui stat. Ori democrația trebuie să facă în dacă vrei să motivezi oameni. Nota bine, Europa e un continent cu diversitate culturală, pot să o unifici numai dacă e înseamnă și tradiții culturale, tradiții politice, tradiții civice, etc. etc. <coughs> și, pe, sigur, peste toate acestea, uh, să o spun simplu, Europa plătește, impasul Europei e datorat nu faptului că a fost criza în 2008, deși ea încă n-a fost înlăturată în Europa, trebuie să recunoaștem. Nu datorită faptului că au venit imigranții, nici n-au venit încă atâția câți pot veni. Nu pentru că America a schimbat politica mondială odată cu venirea lui Donald Trump la președinție a Americii pentru că această, acest impas al Europei e mai veche. Europa plătește costurile propriilor erori, propriilor greșeli. Greșelile autorităților europene, în primul rând, și acest impas, ce înseamnă? Nu se mai iau decizii, se vede bine că, de fapt, se stagnează în materie de decizii solide, se vede bine că America vine, intră într-o relansare, se vede bine China își continuă afirmarea pe scena globală, se vede bine Rusia urcă, Uh, sub aspect uh, militar, îndeosebi. Uh, se vede bine că apar noi, uh, noi puteri în spațiu internațional. Sigur, e clar că Germania se va profila mai departe, e clar că Anglia, prin Brexit, va merge la o profilare politico-militară, strategică, economică, tot ce vrem. Este clar că Turcia a urcat la rangul unei puteri, e clar că Iranul urcă la rangul unei puteri și e clar că alte țări, Israelul, Polonia, joacă un rol foarte important. Deci, în acest context, Europa, cum să zic, e într-o stagnare, să spunem direct. Și în tot acest context se vorbește, se discută tot mai mult în ultima perioadă de acele două viteze. La un moment dat, dumneavoastră, ați spus chiar mai multe viteze. Păi, fi în România se în două Europa. viteze, numai că e prea optimist. Varianta este cu mai multe viteze. Acum, aici trebuie spus un lucru. Ce, ce nu, se Nu cu e, viteze, nu e o idee complet nouă. De fapt, discuția în legătură cu organizarea interioară a Uniunii Europene e destul de veche. La nivelul al, de, 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 de la De Gaulle a aplicat. De Gaulle a propus uh, Europa directorului, Europa uh, directoratului pe românește adică o Europa în care toți sunt egali dar e condusă de Franța și Germania. Brații sunt mai egale. Dar Franța și Germania și chiar și Anglia la un moment dat s-a adăugat acestei uh, soluții. Sau a fost Europa geometriei variabile propuse de asemenea de francezi. Cred că Mitterrand a fost un avocat al ei uh, o Europa în care luăm în seamă domeniile de integrare și unele merg mai repede, altele merg mai încet. Domeniul economic merge mai repede, domeniul politic merge mai încet, deci era o variabilitate asupra fețelor care intră în integrarea europeană. A mai fost apoi varianta italiană, Europa diferențială, care prevedea o Europa în care fiecare țară își adoptă autonom uh, legislația, fiecare țară are voie să-și dezvolte o legislație specifică, doar că trebuie să o, să o gândească mereu în perspectiva unificării europene. Mai, mai, Deci sunt mai vechi aceste idei. Europa cu mai multe viteze, care acum așa e formulată, este un proiect care prevede, acum în varianta aceasta Juncker, prevede ca fiecare țară să se decidă. Vrea să meargă cu viteză mai mare? integrând domeniile de mare uh, interes, tehnologia, uh, 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 de apărarea și alte uh, câteva domenii, uh, sau vrea să meargă mai încet? Bun, și dacă vrea să meargă, și dacă vrea să meargă mai repede, atunci intră într-un grup unde se adoptă. Ce implică? intrarea? I implică, clar, uh, încă nu s-a spus, dar e limpede că dacă intri într-un grup, împărtășește anumite strategii economice la nivelul acelui grup și automat anumite finanțări. România ar avea posibilitatea sau de a intra în acel a, grup? Așa cum arată lucrurile la această oră, deci noi când suntem aici, suntem da. joi, acolo vor intra țările din zona euro. Deci dacă ca, românii, este prima ca România, este românia cu... să intre acolo, ar trebui făcut o declarație oficială a Parlamentului România intră în decembrie 2018 în zona euro. Da, păi multe date da, s-au previzionat de, 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 în Deci anii trebuie să de pregătești intrarea în zona euro. Deci acesta este o condiție doi. Sigur, intrarea în zona euro, putem bănui câte implicații are. Adică se pune întrebarea simplă, cetățenii României rezistă la zona euro. Adică, Și România este pregătită pentru păi, a intra? A, aici e problema. România trebuie să fim foarte limpe, că aici nu se limpezește treaba o Românie e validă dacă, pentru intrare dacă are ce exporta pe piața europeană. Până mai trebuie să spui la punct producția. România, la ora actuală, v-am spus-o mereu, are un, un efectiv de lucrători cel mai mic din istoria ei modernă, sub 5 milioane. Ori așa nu merge la o națiune de 20 și cât de milioane, din păcate nici acum nu se știe exact câți, câți români sunt, din păcate. Deci trebuie pusă în mișcare, puse în mișcare motoarele producției. Dacă nu se pun astea, nu este nimica. Până acolo mai este. Dar ieri, se poate previziona păcat. așa ceva, domnule ministru, să se pună în mișcare Păi putem previziona, dar trebuie realizat. Previzionarea e simplă, dar putem, trebuie investiții. Ori vedem bine, să fim clari, aici e o mare problemă pentru România. Uniunea Europeană a sprijinit țările din Europa Centrală Săriteană. Vedem bine, Ungaria, Slovacia, Polonia, cine merge, Cehia, Slovenia, chiar Croația, au înghițit, au înghițit mereu investiții, ceea ce a fost foarte bine. România mereu a avut ezitări, mereu a avut, din păcate, așa are și acum oameni necompetenți la decizii. Dar ezitările de ce? Cred că mai mult, mai mult din, din prostie, să spunem. Mai mult din datorită faptului că sunt oameni care nu sunt potriviți la decizii. Oameni nepotriviți la locuri nepotrivite. Să iau o dată, de de patru ori, dar de fiecare dată? trebuie să spunem un lucru trist. Nivelul de pregătire a liderilor români nu e grozav, Nivelul de pregătire în societate în România, din păcate, declină. Noi trebuie să spunem asta. A, sunt și oameni excelenți, pregătiți și oameni foarte competitivi, dar trebuie spus, ca medie, e un declin al pregătirii profesionale în România, care simte și în sfera. Ce, este vorba politica. de sportul creierelor sau de. Evident, ce se, ce se, ce ev evident, emigrația, emigrația continuă. Păi, la ora actuală, noi vedem bine și presa salută faptul că vine un târg de uh, locuri de studii la București. Da, vine, dar la te debalizează Bun Așa și nu, se întâmplă Nu poți să ieși din interacțiune, dar atenție Trebuie să pregătești la târg și, și ofertele tale Dacă tu nu pregătești cât ofertele altora spus, spus, Absolvenții de liceu de vârf Încep să fie ei extrași Și duși. Doi, absolvenții de facultate de vârf, uh, se, uh, ceea ce se întâmplă cu medicii e doar începutul, să ne înțelegem? Sau e, do, sau e doar așa un indicator uh, uh, de, de, primă instanță a, a ceea ce se întâmplă? Se întâmplă în profuzime ducerea oamenilor capabili, pregătiți. Studenții anul întâi UMF Cluj, uh... Din primele luni deja știu că ei se pregătesc sigur, pentru a sigur, pleca Sigur, și peste tot e așa. În Franța, în, în Rom Germania, Rom bine, în Bine, deci țări. asta e o, e o, să spunem clar, e o politic e politică acești? greșită care vine de câțiva ani, e o politică greșită actuală, că se accentuează din nefericire greșelile și atunci, ca nu lăsăm acest exemplu foarte plastic, cred eu suntem încântați că sunt târguri de locuri de studii, dar România nu prezintă acolo mare lucru. Sau prezintă mereu... la că România prezintă în alte țări, domnule ministru. Nu se vede, nu se vede. În alte țări nu există târguri de cariere, Există, dar nu atrage. Mai să fim clari. Și la medicină. Noi știm ce calibru de elevi vin. E, pot fi e foarte buni, dar ei vin dintre cei care nu au reușit în Franța, de pildă, ca să luăm Franța. Nu, sau A, să luăm, cei nu, care vin sigur, din Franța sigur, la noi e, la studii. Sigur, acum, trebuie spus, pentru un tânăr nu decide note, nota din liceu toată viața Plus lui. Plus mai există e normal. și libera mișcare, deci nu poți, este nu poți și să și Dar dacă vorbim de medicină, în general, locurile la medicină sunt sub numerus clausus și atunci, sigur că... Se merge, candidatul care n-a intrat în țara lui, merge într-o altă țară și vine până la urmă, tot medic în sistemul de recunoaștere internațională a, a, a diplomelor. Totuși, cum s-ar putea. Deci, spus. deci, apropo de deci asta, România, dacă nu-și pune motoarele economiei, în funcție, nu are cum să intre în euro. Sau dacă intră, e dramatic. Nu faci Motoare, față. înțelegem. Investiții. investiții industrializarea. Despre da, care ați, asta ați, sigur, sigur. ați vorbit Ca de foarte multe Categoric. Ori. Dar dumneavoastră mai vedeți vreo mică speranță pentru o reindustrializare a României? Ma ce se întâmplă? Un proces din acesta, chiar, în, țări mai mici decât România, dar chiar în țări comparate cu România. În cinci ani se pune în mișcare o țară, dar trebuie să ai leadership să ai conducătorii care gândesc la asta, nu? Să ne uităm bine. La noi bătălia este cui punem cătușe, nu-i bătălia ce investiții atragem. Din păcate, la nivelul cel mai înalt. Și asta e o investiție cu pusul cătușelor. Uh, uh, această Așa, această cum se investiție, cum se întâmplă acum, cum se, rulantă, cum se întâmplă se acum nu rezolvă nimic Păi, uh, două, două indicatori Unu, uh, în lupta anticorupție a crescut corupția în România Doi, atractivitatea pentru țările României se vede bine a scăzut Dar am dat și alt exemplu, nu? Statele Unite Statele Unite, sigur, era normal să investească în România mai mult Poate că de acum am. Uh, era normal să investească mai mult, dar acum vine o schimbare clară în politica economică a Americii. Noua administrație a spus clar, capitalul americane trebuie să investească mai întâi în America. Nu vor fi oprite să investească în alte parte, dar vor fi favorizate cu investiții în America. Spurs cu România. România a pierdut ocazia de a inhala foarte mari investiții americane și acum va pierde și mai mult, probabil, prin. Uh, Deocamdată, acum de mers, sigur, Da, nu mai trebuie să uh, acceptăm. În viața politică e mereu o dinamică. Aici depinde, cum să zic, de inteligența liderilor, depinde de inteligența celor care iau decizii. Să spunem foarte clar, uh, să ne uităm bine. Țări ca Slovenia, ca și Croația, ca și Slovacia, uh, nu discut de Polonia, nu discut de Ungaria, de Cehia, s-au descurc, descurcat teribil și chiar într-un context în care și noi eram, nu? Și România era. Cum s-au descurcat? Cu inițiative, cu oameni pregătiți, cu... Și, cu. și cu eror, nu se pune problema aceasta, dar, dar cu o dată inițiative. Dar revin, domnule da. ministru, da. unde sunt oamenii noștri pregătiți? Pentru că nu cred că în toată România aceasta noastră, dragă, nu există școli bune și dumneavoastră le știți cel mai bine, pentru că, slavă Domnului, a fost o perioadă îndelungată ministru al educației. Ce s-a întâmplat? Au dispărut acești uh, oameni capabili? Acești, aceste, capete luminate? Cu siguranță n-au cu siguranță n au dispărut, însă aici discutăm de o... Discutăm de o, sunt și timorați, uh, dar discutăm de criterii de selecție. Uh, hai să luăm, să luăm un exemplu, sper, intuitiv. Cum se numesc uh, directorii de școli, inspectorii general, cum se numesc uh, rectorii și mai departe. Să o spun foarte direct, sistemul actual nu permite aducerea în fața unor oameni responsabili, cultivați, cu inițiativă, devotați uh, unei cauze. Să luăm chiar, poate că e mai apro apropiat, directorii. Păi ei, păi ei sunt, sunt aleși. Ei, păi aleși, dar alege, să ne înțelegem, sistemul acesta de alegere, care e sistemul parlamentar, sistemul partidelor, nu dă rezultate, ca indicator. În ultimii șase ani nu ai văzut un rector din România care să propună o soluție de reformă a educației. Tot ce uh, propun este să ne dea mai mulți bani, să ne dea nu știu ce, să ne dea nu știu ce. Și sigur, mai ales să spună învă ce? învățământul, învăț, învățământul preuniversitar e slab și atunci noi suntem slabi. Deci, uh, nu, deci uh, față, chiar față de perioade anterioare rectorii din România sunt mai puțin vizibili cu idei noi, nu cu idei... să ceri, e foarte simplu, Astea, asta e orice rector, și eu am cerut ca rector, nu e problemă dar nu te rezumă să ceri, faci altceva decât să ceri, trebuie să și propui trebuie să și, și nu există inobes. această deschidere există acel consiliu al rectorilor dacă și tot, ați văzut, dacă tot ați ați văzut analize rector. care spun ceva întâmplător știu, adică să le înțelegem trebuie să facem comparații să vedem ce fac în alte țări, în alte țări se merge cu viteze, la noi se pierde vremea cu multă pălăvrăgeală. Foarte interesant, inclusiv cu rectorii ce -a spus. Bun, acum, pe de altă parte, acum, dacă tot discutăm aici, învățământul românesc a primit lovitura din superior, mai ales din 2011, când România a trimis în afa, pensionat, s a pensionat, s-a spus, 1200 de profesori, am spus-o mereu, când s-a adoptat ideea de, de a, 2011. E legea din 2011. Da am spus-o mereu, regimurile care au inventat acest mecanism de eliminare politică a oamenilor prin pensionare, au pensionat cam 200-300 reușise în anii 20 un, un cunoscut dictator. La noi s-a reușit o cifră mai mare sub, în 2011. Deci putem discuta... Și nu se pe... revine la... Păi este, sunt decapitate universitățile. Hai să ne uităm. Vârfuri intelectuale au cam ieșit din universități. Ele se mai manifestă câteva, dar ele nu mai sunt în universități datorită legii. Bine, un exemplu numai, sigur. Bun, și atunci toate acestea pe care le-ați spus în deschiderea ediției de astăzi, specialiști europeni când vin, cu cine, cu cine mai pot discuta aici? Acum, lucruri, și, și Europa... lucruri fezabile, Bine, lucruri viabile. Din păcate și Europa s-a birocratizat. Specialiști europeni există, e o discuție puternică în Europa asupra actuale Europe, asupra Europei, asupra Europei viitoare, fără dubii. Dar asta e observația unui analist american foarte competent, doi ani american, chiar unul cu origini bucureștene, Alan Grisman a spus clar, educația în Europa merge în jos, a spus în 2005 aici Europa pierde terenul, a fost în 2005 spusă, și doi, un uh, istoric, care cunoaște și el bine, Zona, a cunoscut, a decedat din păcate, Tony Judd, el a spus Europa are dezbaterele cele mai interesante din lume, în privința orientării societăților, dar nimeni nu le ia în seamă. Decidenții uh, iau, apucă pe căi uh, diferite. Deci așa cum desușești din tot ce a spus domnule ministru, din nou și din nou avem nevoie de reforme, dar mai mai altfel gândim. Păi asta e predoarea mea, că trebuie, trebuie reforme, pe categoric, categoric, România trebuie reforme. În toate domeniile? Uh, aproape toate, cum n-am păi, făcut. Domeniile eu, cheie. Dar domeniile cheie, sigur, da, sigur, clar că trebuie reforme, nu, nu merge. România. În învățământ din nou, pentru că fie, vine fiecare ministru nou al învățământului. România, în învățământ, cu... spus clar, reforma singura recunoscută și internațională și națională a fost cea care s-a uh, încheiat din păcate 2001. După aceea au venit tot felul de schimbări care nu mai au orizont, se vede bine, n-au conceptualizare, n-au o perspectivă, n-au argumente, n-au -au soluții. Și acum se vede situația învățământului. Învățământul din în România e într-o situație foarte gravă, în raport chiar cu tradiția României. Reindustrializare? Reindustrializarea, desigur, de sigur, sigur trebuie, apropo de, de că tu discutam. Domnule, toți vrem justiție, toți vrem justiție independență, toți cetățenii vor dreptate în justiție, dar nu această justiție. Aceasta nu e justiția care duce la dreptate. E o justiție care e folosită ca instrument politic de către cineva. nu se poate face astfel de justiție? Că, la un dat, păi... la un moment dat se... trebuie să se întâmple ceva. Păi până apar oameni nemulțumiți suficient care să spună, domnule, așa nu merge. Păi, nota bine. România pierde masiv vă datorită acestui cerc vicios. Vârfurile, vârfurile uh, justiției și vârful politic spune România e coruptă. În exterior, zice, da, dacă o spun ei, înseamnă că e coruptă. Și din exterior îți aplică consecințele acestei evaluări. Dar Or, evalua, evalua, ați... Evaluarea e foarte parțială, dar, sigur, România e coruptă. România are corupție. Dar nu-i totul în România. Foarte Trebuie interesant ce a spus și astăzi și de fiecare dată ați introdus în discursul dumneavoastră faptul că este o acerbă luptă anticorupție pe hârtie. Sigur. Dar corupția este în creștere în România. Păi se crește pentru că toată lupta aceasta, hai să fim lucizi, ea este făcut DNA, DNA prin lege se ocupă doar de marea corupție, bun nu discut succesul sau insuccesul DNA, care e un capitol distinct. Părerea, mea, părerea că mea că nu e mare. Domnule profesor, eu zic că are succes dacă, mea că, dacă părerea părerea mea, sunt, sunt tematizate deja ieșirile în stradă ale Părerea, părerea, ale mea, ale unor părerea unor mea e că nu e chiar așa de mare succes, dar bun, Unii accept. cetățenii au ieșit accept. în stradă, domnule ministru, în apărarea DNA. Am văzut, am văzut. Bine, sunt cetățeni care au interesele lor, temne de respect, probabil, dar totuși, noi trebuie să discutăm lucid. Uh, doi, corupția este, corupția a sporit chiar în timpul luptei anticorupție, Am spus-o mereu și se pot da indicatori categorici. Dar do mai departe, corupția nici nu e vizată încă unde este ea. Păi să luăm, uh, dacă tot am văzut de universități, niciodată în istoria n-a fost corupția de astăzi de universități. N-a fost nepotismul devastator de astăzi. Nu se poate merge Nu numai universități, ci altele, dar universități, dacă tot am dat exemplu. Prin urmare, aceasta merge înainte. Dacă luăm administrație, nu vedem mereu uh, procese, vedem uh, și au angajat prieteni, acoliți, soții, favoriți, etc. Ori să ne înțelegem, o societate, dacă vrea performanța astăzi, ea trebuie să deschidă spre concursuri sistemele. Nu, nicăieri în lume nu e lipsit de subiectivism. Viața e plină de subiectivisme, dar totuși, totuși, regulile mai controlează lucrurile. Și atunci, trebuie spus, România din păcate, acum este în faza unui subiectivism atroce răspândit în instituții, care este corupția. Care nu se mai poate bloca nicicum. Păi se poate, se poate cu un lider hotărât. Păi nu, așa cum ați spus, se poate, se poate, mai mult se decât poate, greu. Pe, La ora actuală, oriunde în lume, Liderii dau, dau ton. uh, tonul și dau direcțiile. Dar repet, liderii trebuie să ocupe de o țară. Dacă se ocupă numai de propriul viitor, atunci, lor viitor, atunci nu iese nimic. Ce ne propuneți pentru astăzi, domnule ministru? Da, apropo de discuția despre Europa, sigur, e cartea lui Mac, este un olandez, Gerd Mac, Vaso Europa, Venua Europa Scheiter, ce se întâmplă când Europa eșuează. Sigur, e o carte scrisă acum, publicată cu trei ani, e cu o premoniție clară. Sigur, nu se petrece o dramă, dacă s -a... e clar că mai sunt mijloace de a redresa lucrurile și eu cred că dacă s-ar reveni la formula subsidiarității la formula, de ce nu, Europei Federale, la formula unei democratizări a Europei, ea poate să funcționeze, dar, sigur, trebuie cineva să decide, o astfel de variantă. Uh, sigur, vorbeam de, spe, vorbeam de specialiști, sigur, cel mai important gânditor al Europei la această oră pe scenă este cel mai important filozof al lumii, Jürgen Habermas, aici francezii a făcut un vast interviu cu el, Yves Charles refer referul Europa avec Jürgen Habermas. Sigur, Habermas merge pe ideea care e a cincea propunere din planul Juncker și anume o Europa care se hotărăște să se unească, care și adopte instituții democratice de decizie și înaintează cu aceste două instrumente. Sigur, e o opinie foarte bine elaborată, probabil că nu se va probabil că se va adopta varianta a treia din lista Juncker, adică Europa cu multiple viteze de care am vorbit. Sigur, specialiștii irlandezi au atras atenția că o soluție pentru Europa este după Brexit, Euroexit, adică ieșirea din schema a principalor forțe economice ale Europei și financiare, practic practica zone euro, și aplicarea unor strategii care să-i mărească viteza și competitivitatea ei. E, o, e o, mereu o problemă asigurarea competitivității în lumea de astăzi, mai ales că și America, și China, și alte țări intră în reforme economice, în recalibrări de politică economică teribile, care vor avea consecințe. Vă mulțumesc pentru, și pentru acest dialog, domnule ministru. Data viitoare vom continua cu alte teme interesante. Cam atât pentru astăzi, stimați telespectatori. Toate cele bune, rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere!